Cărți care te îmbogățesc. Bună ziua, dragi ascultători! Iată din nou împreună strâns în jurul unei cărți mai mult decât strânși în jurul unei cărți, îmi doresc să fim prinși în jurul Lui, a Lui Mesia, Mântuitorul nostru. Prezența Lui să ne fie binecuvântarea cea mare. Așadar, sunt Caraman Maximilian și vă spun tuturor, bine ați revenit la cărți care te îmbogățesc. Cartea adusă pentru dumneavoastră astăzi se numește Prezența și lucrarea Duhului Sfânt, scrisă de R.A. Torrey. Cum este ușor de dat seama, întreaga carte vorbește despre Duhul Sfânt. Sunt sigur că unii ați poziționat deja perspectiva cărții înspre un anumit pol al viețuirii creștine și poate aveți tendința de a decupla. Celor aflați în situația aceasta vă spun că puțină răbdare vă va fi de folos. Cartea nu se vrea o prezentare dintr-o perspectivă unilaterală, ci o conturare biblică a întregii frumusețe a persoanei și lucrării Duhului Sfânt. E bine să înțelegem că Duhul Sfânt nu este un element al brandului construit de o anumită denominațiune creștină, la fel cum el nu trebuie să fie doar un accesoriu în viața de credință a altor creștini. În aceste pagini veți descoperi importanța prezenței Duhului Sfânt în viața credinciosului. Oratory, de asemenea, revelează lucrarea Duhului Sfânt de aducere a necredincioșilor împărăția lui Dumnezeu și modul în care poți avea parte de bunăvoința și binecuvântările lui Dumnezeu sau modul în care Duhul Sfânt le transmite celor mor spiritual viața lui sau nevoia noastră de a urma călăuzirea Duhului Sfânt. Putem afla cum să ai o relație personală cu Duhul Sfânt și care sunt promisiunile biblice regate de Duhul Sfânt. Aceste adevăruri eterne și multe altele sunt cuprinse în această profundă examinare a persoanei Duhului Sfânt și a lucrării sale în viețile noastre urmașii lui Hristos, precum și cei care sunt încă în căutare, vor fi transformați continuu pe măsură ce puterea divină lui Dumnezeu curge prin inimile lor. Câteva cuvinte despre autor. Ruben Archer Tory. s-a născut în Huberk, în New Jersey, la data de 28 ianuarie 1856. A absolvit Universitatea Yale în 1875 și Yale Divinity School în 1878. După absolvire, Tori s-a implicat în lucrarea de slujire din biserică câțiva ani mai târziu, s-a alăturat lui Moody în lucrarea lui evanghelistică din Chicago și a devenit pastor al Bisericii Chicago Avenue. El a fost ales de Moody să devină primul decan al Institutului Moody Bible din Chicago. Sub conducerea lui, Institutul Moody a devenit un model pentru institutele biblice din întreaga lume. Tory este apreciat ca fiind unul dintre cei mai mari evangeliști ai timpurilor moderne. La începutul secolului al XX-lea, Tory și-a început urneele și cruciadele sale evanghelistice. El a petrecut anii 1903-1905 într-o campanie mondială de trezire spirituală împreună cu renumitul cântăreț Charles Mercall Alexander. Ei au lucrat împreună în multe părți ale lumii și se spune că aproximativ 100.000 de persoane au fost conduse la Isus. În următorii 15 ani, Tory a continuat cruciadele mondiale, ajungând în cele din urmă în Japonia și China. În timpul acelor așa, el a slujit ca decan al Institutului Biblic din Los Angeles și a păstorit biserica Open Door din același oraș. Torrey și-a dorit ca mai mulți lucrători creștini să fie activi în ducerea mesajului mântuirii prin Hristos, unei lumi pierdute și moarte din punct de vedere spiritual. Stilul său direct de evangelizare i-a învățat pe mii de lucrători creștini cum să devină mai eficienți în câștigarea sufletelor. R.A. Torrey a murit la data de 16 octombrie 1828. El este cunoscut astăzi prin cărțile sale devoționale despre viața creștină, cărți care au fost traduse în multe limbi. În How to Bring Men to Christ, Cum să-i conduci pe oameni la Hristos, mesajul evanghelistic care l-a determinat pe Tori să de lumea încă slujește tuturor celor ale căror inimi tânjesc să-i conducă pe bărbați, femei și copii la mântuirea prin Isus Hristos. Cartea este concepută sub forma mai multor prelegeri, posibile surse de inspirație pentru predicatori. Fiecare dezvoltă cu o argumentare biblică puternică și susținută un subiect de interes legat de Duhul Sfânt. Fie că vorbește despre divinitatea Duhului Sfânt sau despre diferența dintre Dumnezeu Tatăl, Fiul Său și Duhul Sfânt, ca apoi să trateze detalii legate de subordonarea Duhului față de Tatăl și Fiul, autorul o face cu aceeași acuratețe scripturală. Uneori, demersul său argumentativ Firul roșu al problemei dezbătute este pur și simplu o curgere a versetelor biblice care înlănțuite creează o imagine deslușită și frumoasă. Un farmec aparte va întâlni cititorul în capitolul Persoana și lucrarea Duhului Sfânt revelate prin numele Său. Când primim Duhul Sfânt, primim în noi înșine viața interioară a lui Dumnezeu însuși. Noi nu îi putem impune nimic Duhului Sfânt, dar putem învăța legile și modul lui de a acționa astfel. Duhul Sfânt apare în Scriptură purtând o varietate de nume pe care puțin le-am pănuit. Este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Jehova, Duhul Domnului Jehova, Duhul Dumnezeului Celui Viu, Duhul lui Hristos, el este darul lui Hristos, care îl revelează pe Hristos, Duhul lui Isus, Duhul Fiului Său, Duhul Sfânt al promisiunii, Duhul Sfințeniei, Duhul Judecății, al focului, al adevărului, al înțelepciunii și al priceperii, Duhul Sfătuirii și al al cunoștinței și al fricii de Domnul, Duhul vieții și undelemnul bucuriei, Duhul harului, al harului și al rugăciunii, Duhul slavei, Duhul etern și mângâietorul. Această înșiruire nu este nici de cum o formă de plurimorfism oriental în care o divinitate de-a lor își arată multiplele fețe. Ceea ce face Scriptura în prezentarea Duhului Sfânt este descoperirea caracterului, a inimii lui Dumnezeu. Noi nu am putea să-l cunoaștem așa cum este fără Duhul său cel Sfânt. Vă recomand să citiți cu atenție și capitolul Lucrarea Duhului Sfânt în Universul Material. Am fost obișnuiți să credem că Duhul Sfânt este prezent în relație cu omul și cu mântuirea acestuia. Lucrarea Duhului Sfânt are o sferă de acțiune mult mai vastă decât crearea omului. Prin el s-a creat Universul Material, el este susținătorul. Creaturilor vii, el a asigurat dezvoltarea Universului și aducerea lui din haos la forma performantă de organizare cunoscută. Vă las în compania lecturii pentru detalii revenind la temele abordate, veți putea aprofunda despre Duhul Sfânt care îl mărturisește pe Hristos, despre lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, despre satisfacția pe care o ai în urma locuirii Duhului Sfânt în tine, despre Duhul Sfânt care îl eliberează pe de puterea păcatului care locuiește în el, este Duhul Sfânt care lucrează chipul lui Hristos în noi, care produce în credincioși trăsăturile caracterului lui Hristos, care îl călăuzește pe credincios în viața asemenea unui fiu. Duhul Sfânt adeverește calitatea noastră de fi. el este și învățătorul nostru. Rugăciunea, recunoștința și închinarea prin Duhul Sfânt sunt de asemenea foarte importante. Duhul Sfânt îi călăuzește pe oameni spre domenii specifice ale lucrării de slujire. Duhul Sfânt și trupul credinciosului, botezul cu Duhul Sfânt, rezultatele botezului cu Duhul Sfânt, necesitatea botezului cu Duhul Sfânt, obținerea botezului cu Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în profeți și apostoli. Nu în cele din urmă, lucrarea Duhului Sfânt în Isus Hristos. În încheiere, am ales să citesc pe doctorul Ioan Tipei rector al Institutului Teologic Pentecostal din București, cu câțiva ani în urmă, care a făcut o scurtă recenzie a cărții. Citez. Găsiți în această carte un întreg tratat de pneumatologie, scris într-o manieră accesibilă și presărat cu exemple din viața autorului și a contemporanilor săi. Un loc important în expunere îl ocupă botezul cu Duhul Sfânt, care este privit ca o experiență distinctă, ulterioară nașterii din nou, având ca scop principal mărturia și slujirea. Faptul că nu accentuează vorbirea în limbi ca semn distinct al botezului cu Duhul Sfânt face ca Torii să fie mai degrabă un exponent al carismaticilor decât al pentecostalilor clasici. Astfel, învățătura sa cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt și la necesitatea botezului cu Duhul Sfânt este fundamentată solid pe textul biblic. Aveți în mână o carte care nu ar trebui să lipsească din biblioteca personală a fiecărui student la teologie și a fiecărui slujitor al bisericii. Echipați cu un spirit critic, dar și cu setea de cunoaștere, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la lectură. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Cartea prezentată astăzi de domnul Caraman Maximilian, profesor de limba și literatura română și director al Liceului Teoretic Creștin Prodeu, se intitulează Prezența și lucrarea Duhului Sfânt de R.A. Tori. Cărți care te îmbogățesc.